Alin Ifrim împotriva lui Ionuț Crivăț, categoria 67 de kilograme. Un nou meci pe reguli de kickbox K1 la Urban Legend 11. Da, l-am văzut pe Alin Ifrim, luptător din Constanța, iată și pe adversarul său, este vorba despre Ionuț Crivăț. Continuăm cu meciurile pe reguli de K1. Avem în continuare 3 reprize de câte 3 minute fiecare, dar atenție mare la următoarele meciuri. Ceva mai târziu în această gală vom vedea niște meciuri interesante, tot pe reguli de kickbox, de box, dar și de MMA. Într-un regulament inedit, K1 Invictus, un regulament în care sportivii vor lupta fără timp, ca să spunem așa, până unul cedează. Până atunci mai avem câteva meciuri pe reguli de câte 3 minute, 3 reprize, câte 3 minute fiecare. Începe prima repriză a acestei lupte dintre Alin Ifrim și adversarul său, Ionuț Crivăț. S-a aruncat Ifrim peste adversarul său în debutul acestui meci. Mai înalt față de adversarul său, a început puternic, foarte multe lovituri joase de picior. Vine și răspunsul lui Crivăț. Cam dezlunați un pic cei doi sportivi, se vede că sunt la început de carieră. Un pic mai sigur pe loviturile sale Ifrim. Două lovituri bune pentru Alin Ifrim. Vine dreapta adversarului, genunchi încercat acolo de Crivăț. O gardă din box pentru Crivăț, care încearcă și acea lovitură din săritură la capul adversarului, o lovitură cu brațul drept, hop, alunecă, dar... Da, a fost și lovit. Da, vrea să continue Crivăț după această numărătoare. A fost o lovitură încasată de el și l-am văzut, așa a alunecat un pic.
S-a destabilizat, a fost o lovitură scurtă care l-a pus în dificultate, a mai încasat o dreaptă crivăză adversarul său. Se dă foarte mult din brațe în acest meci. E cu o dreaptă bună din partea lui Ifrin. Foarte multe lovituri încasate de Crivăț în această primă repriză. Luptă cu brațele jos. Ciudat modul de abordare al meciului pentru Crivăț, care încasează o stângă și se întoarce cu spatele acum. S-a lăsat pe corzile ringului. Asta nu e un semn prea fericit din partea lui. S-a adus cu o frontală Ifrin spre adversarul său. Continuă loviturile din partea lui Ifrin. Crivăț se duce înainte spre adversarul său, dar cu brațele jos. Nici nu reușește vreo lovitură cu care să îi facă probleme lui Ifrin. Foarte periculos modul în care luptă Crivăț. O abordare ciudată pentru el. Ne apropiem de finalul acestei prime reprize. Iată, o dreaptă bună aici pentru Crivăț. Da, se încheie prima repriză dintre Alin Ifrin, colțul albastru, și adversarul său Ionuț Crivăț. Vedem aceste lovituri încasate de Crivăț. O serie lungă din partea celor doi luptători. Suntem la Urban Legend 11, o gală organizată la Constanța, ca de obicei, cum a fost și celelalte gale Urban Legend. Din cauza vremii, această gală trebuia să dispute undeva prin luna august, pe la final, din cauza faptului că a plouat în acea săptămână la Constanța și în acea zi, gala n-a avut loc pentru că trebuia să fie undeva în aer liber. Și iată că s-a amânat evenimentul. E bine că în această perioadă mai dificilă, când avem parte de tot felul de restricții, de green pass și alte lucruri care apar de la o zi la alta, restricții care dimineața te trezești cu unele, seara te aștept să apară altele. Iată că Mihai Isop, promotorul legal, reușește să pună în scenă această ediția 11-a Urban Legend. Continuă repriza a doua dintre Crivă și Ifrim. Ifrim cu acel short negru și verde, adversarul său cu shortul cu banda portocalie. Se vorba despre Crivăț, o primă repriză câștigată de Ifrim, pentru că l-a și pus o dată la podea pe adversarul său, a administrat o numărătoare. Da, Crivăț cred că e obosit deja, destul de greu pentru el să mai facă față. Nu știu de ce Ifrim renunță ușor așa în aceste momente în care ar putea să trimită lovituri. Iată, prea mult se duce înapoi. Adică te duci peste adversar, trimiți câteva lovituri, vezi că nu are o ripostă deșteaptă și sau inteligentă. Da, e la podea Crivăț asta pentru că el e obosit. Nu știu de ce arbitrul îl ridică pe Crivăț acolo. Ciudată atitudinea. Da, parcă se roagă. Da, se roagă arbitrul, nu. E meci terminat, e clar. Era terminat, Crivăț s-a pus singur la podea pentru că nu mai putea să lupte. Se vedea acest lucru și cumva arbitrul l-a ajutat să se ridice, l-a și rugat să continue, dar na, nu era nicio șansă. Vedem frontala încasată de Crivăț de la adversarul său. Înainte de limită, învingător, prin knockout tehnic în colțul albastru, Alin Ifrim. Iată victoria lui Alin Ifrim, repriza a doua prin knockout tehnic.